Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Golul pe care doar Dumnezeu îl poate umple. În El avem viața, mișcarea și ființa. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 28. Iată o maximă care s-a adeverit odată cu trecerea timpului. În inima ta este un gol de forma lui Dumnezeu pe care numai El îl poate umple. În cartea sa Prin valea râului Quay, de la disperarea din lagărul morții la triumf spiritual, Ernest Gordon scrie despre soldații americani luați prizonieri, torturați și înfometați de japonezi în peninsula Malai, în timpul celui de-al doilea război mondial. Drept consecință, ei au început să se comporte ca animalele, zgâriindu-se, luptându-se, furând hrană. În efortul lor de a readuce lucrurile la normal, grupul s-a hotărât să citească Noul Testament. În timp ce Gordon îl citea, ei l-au primit pe Hristos. Și această comunitate de sălbatici a fost transformată într-o comunitate a dragostei. Iar acest lucru a fost posibil deoarece Dumnezeu trăiește în Isus și Isus dorește să locuiască în inimile celor care se încred în El. Domnul Isus oferă bucurie, pace, o viață transformată și siguranța vieții veșnice tuturor acelora care își pun încrederea în El. Așadar, tu cu ce încerci să umpli golul din viața ta? Cu posesiuni materiale? Cu substanțe care să te bine dispună? Cu relații intime? Cu succesul în carieră? Cu goana după dezvoltare intelectuală? Cu distracții? Ai putea foarte bine să renunți la toate astea acum, pentru că ele nu vor funcționa. Apostolul Pavel a explicat lucrul acesta filozofilor din Atena în felul următor. Și citesc din Faptele Apostolilor 17, de la versetul 24. Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea, El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Am spicuit din pasajul până la versetul 28. Din Faptele Apostolilor 17. Și vă reamintesc și versurile unei cântări care spun așa: numai Hristos ne poate împlini și al Său nume ne poate ferici. În Tine, Iisuse, am găsit iubire, viață și veșnică fericire.